Tradiții și datini de Crăciun. Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa a șasea. Noi creștinii învățăm despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, din Sfânta Scriptură sau Biblie, dar mai cunoaștem despre El și din Sfânta Tradiție. Aceasta ne povestește unele lucruri care nu au fost scrise în Biblie. Astfel nouă ni s-au păstrat de-a lungul vremii tradiții și obiceiuri legate de sărbătoarea nașterii Domnului. Una dintre tradiții este postul Crăciunului, care durează 42 de zile, simbolizând cele 42 de generații de strămoși ai Domnului nostru Iisus Hristos, care l-au așteptat, așa cum vedem și în icoana din partea stângă. De asemenea, simbolizează și perioada de dinaintea nașterii Mântuitorului, numită și Noaptea Păcatului, care a durat peste 4.000 de ani. Pentru că este un post al bucuriei, există multe zile cu dezlegare la pește. În timpul postului, creștinii obișnuiesc să facă mai multe fapte bune, dăruind și ei, așa după cum au făcut și magii. Aceștia au adus lui Hristos aur ca unui mare împărat, smirnă, prevestind jertfa, și tămâie ca unui Dumnezeu. În stânga vedem magii, în dreapta o parte din darurile aduse de magi și păstrate la mănăstirea Sfântul Pavel de pe muntele Athos, Grecia. Dar postul este o perioadă de curățare și sufletească, deci creștinii se spovedesc și se împărtășesc. Colindatul. A colinda înseamnă a vesti, iar la noi sărbătoarea Crăciunului este anunțată sau vestită prin tradiția strămoșească de a merge cu colindul. Prin unele zone ale țării, o veche tradiție este mersul cu icoana de către preot care binecuvintează casele creștinilor. O variantă de colind este binecunoscuta steaua. Bradul de Crăciun, plin cu decorațiuni diverse, se poate întâlni atât în casele noastre cât și în biserică. În unele biserici se construiește ieslea, bradul fiind unul dintre pomii care nu-și pierde verdeața niciodată, simbolizează viața veșnică. Ornamentele din brad. Steaua, mai ales cea din vârful bradului, ne amintește de steaua care i-a călăuzit pe magi în drumul către Betleem. Uneori întâlnim și ornamente sub forma unor lumânări, a căror lumină ne amintesc tot de steaua magilor. Cadourile cu fundă sunt darurile aduse de magi, funda simbolizând comuniunea dintre oameni. Acadelele în formă de J întors seamănă cu un toiag, amintind de păstorii veniți la peștera nașterii. Îngerii ne amintesc, bineînțeles, de îngerii care au vestit păstorilor nașterea Mântuitorului. Exerciții. Multe ornamente găsiți în bradul de Crăciun. Alegeți un ornament din bradul vostru și căutați semnificația. Aveți în brad ornamente cu semnificație religioasă?